Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit! Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Ghivecele cu flori din orașul Petrila vandalizate la doar câteva zile după ce au fost amplasate. Proiecte actuale, dar și de viitor, ale Universității din Petroșani. Profanare de morminte la cimitirul Eternitatea din Petrila. Vizită de lucru a premierului Florin Câțu în județul Hunedoara. Iar la final, datele meteo. Mai multe ghivece și lădițe cu flori cu care angajații Edil Salprest, firma de gospodărit a Petrilei, sub tutela Consiliului Local Petrila, au decorat străzile orașului, au fost vandalizate la doar câteva zile distanță de o persoană rămasă încă necunoscută. Situația se repetă în fiecare an în ciuda apelurilor aproape disperate ale primăriei, care îi roagă insistent pe cetățeni să fie responsabili când vine vorba de mobilierul urban. Primăria Petrila se gândește în mod foarte serios să extindă supravegherea video. Trei dintre proiecte se finalizează în acest an, iar din toamnă începe trimiterea studenților la universitățile din consorțiu, în așa fel încât ei să studieze un an de zile în specializările pe care aceștia le urmează. În paralel se dezvoltă și proiectul Erasmus Plus, prin care studenții Universității din Petroșani, atât în stagii de practică cât și la studii, merg în întreaga Europa. În ceea ce privește proiectele pe lângă cele din programul operațional Capital Uman, care se finalizează două în acest an, trei chiar spre sfârșitul anului al treilea, mai continuă unul din proiecte. Avem sigur continuitatea proiectului Eureka Pro, în care suntem implicați în cadrul consorțiilor universităților europene. Aici am mai câștigat și un proiect de cercetare științifică în cadrul Orizont 2020, care se continuă. Mai avem încă o propunere de proiect tot în cadrul acestor consorții, care sperăm că va obține iarăși finanțare. Și nu uităm de asemenea faptul că din toamnă probabil sau din anul universitar viitor vom începe deja trimiterea studenților în universitățile din consorțiu, în așa fel încât ei să studieze un an de zile în specializările pe care le urmează la noi în una din universitățile europene din consorțiu, iar noi trebuie să primim de asemenea studenți din aceste universități. Nu neglijăm, ci în paralel dezvoltăm proiectul Erasmus Plus, prin care trimitem studenți atât în stagii de practică cât și la studii în întreaga Europa. Mai nou, prin programul Erasmus K107, trimitem studenți și în universități partenere din afara Uniunii Europene, și aici mă refer la universități din Egipt, din Macedonia, din Albania, Republica Moldova, Ucraina, India, și vor continua aceste parteneriate și cu universități din alte țări cu învățământ dezvoltat, și aici ne referim la Japonia, la China, la Statele Unite, Canada. De asemenea, și cadre didactice. Sperăm că acum, cu o reducere a pandemiei de COVID-19, să poată profita de mobilități în așa fel încât să-și perfecționeze atât pregătirea profesională în universități și firme din afară, cât și să-și îmbogățească experiența acumulată tot așa prin parteneriatele care le avem cu universități și cu firme de profil din Uniunea Europeană. Cimitirul Eternitatea din Petrila a fost profanat de un grup de tineri în noaptea de joi spre vineri. Primăria orașului Petrila a făcut o informare în acest caz la poliție în privința faptelor întâmplate azi noapte. Se presupune că datorită sticlelor de băutură găsite la intrarea în cimitir a fost o beție organizată, după care, supărați, aceștia au vandalizat mormintele. Fiecare familie trebuie să depună plângere la poliția orașului Petrila pentru ca poliția să poată avea un cadru legal. Premierul s-a aflat ieri într-o vizită de lucru în județul Hunedoara și s-a deplasat la limita cu județul Alba,
pe drumul comunal care face legătura dintre comuna Romos și orașul Cugir, pentru a se informa despre stadiul proiectelor de reabilitare a căii rutiere. Delegația oficială a fost însoțită de prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, și de parlamentarii hunedoreni ai Partidului Național Liberal, deputatul Vetuța Stănescu și senatorul Vasilică Potecă, dar și de primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobrit. Primarul municipiului Petroșani este alături de primul ministru al României, atât în plan administrativ, fiind convins că a reușit să pună în practică măsurile economice și sociale optime pentru a depăși cu bine situația grea, dar și în plan politic în ceea ce privește candidatura la președinția Partidului Național Liberal. La final, datele meteo. În jumătatea de sud-est a țării, precum și în zonele montane și submontane aferente, vremea va fi instabilă și răcoroasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 33 de grade, iar cele minime între 13 și 20 de grade. În jumătatea de sud-est a țării, precum și în zonele montane și submontane aferente, vremea va fi instabilă și răcoroasă. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înorări, averse ce vor avea și caracter torențial, local descărcări electrice și izolat căderi de grindină și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 și 20 de grade. Acestea au fost știrile Info Capital. Eu sunt Andrada Lorena, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.